Metallica nu este o firmă de recuperări de fier vechi, ci este o trupă de muzică. Metallica, AC/DC, Scorpions erau preferatele invitatului nostru de astăzi, Radu Oprea. Radu, bine ai venit în emisiunea noastră. Mulțumesc, Nelu, mulțumesc de invitație și mulțumesc pentru ocazia de a vorbi cu voi. Când te-ai prins că Metallica nu e o firmă de fier vechi? Foarte repede, foarte repede, prin anii 90, 90-91 am ascultat primele piese, primele cântece și m-au fascinat calitatea interpretării la chitară, în mod special, calitatea instrumentelor. Nu înțelegeam, pentru că în vremea aia înregistrările erau destul de slabă calitate, nu prea înțelegeam cuvintele, nici nu contau foarte mult în vremea aia, dar m-au impresionat foarte repede. Ți-ai dori să fie și muzica creștină la un nivel asemănător, cu alt conținut și închinată Dumnezeului celui adevărat, dar la calitate mă refer. La calitatea execuției și a prestației, da, stilul și felul nu. Nu cred că este potrivit, cel puțin nu pentru închinarea colectivă a oamenilor. Există, cred, din experiența pe care o am și din ceea ce am studiat, există niște limite pe care cred că nu trebuie să le depășim. Spune-ne, adolescența ta, căutările tale, ai avut un coleg la liceu care ți-a vorbit prima dată despre biserică, despre Dumnezeu? Eu am crescut în afara bisericii și nu doar în afara bisericii evanghelice, ci am crescut efectiv în afara spațiului eclezial de aproape orice formă. Mergeam din când în când cu părinții la biserica ortodoxă, la diverse evenimente, dar pentru mine era o chestie absolut banală, non-reprezentativă, fără niciun sens. Eram un copil care se bucura să se întâlnească cu alți copii și cu prietenii pe la diverse evenimente. În adolescență, în mod special la liceu, am început să am, ca orice adolescent, căutări privitoare la sensul vieții, la lucrurile care trebuie făcute în viață și unul dintre lucrurile pe care le-am explorat cu destul de multă aviditate a fost muzica, în mod special muzica din domeniul hard rock. A fost cea care mi-a captat pasiunea și timpul și energia pentru multă vreme. Era o revoluție continuă în tine sau de ce te-ai orientat spre hard rock? Sau hard rock-ul nu transmite neapărat o revoluție? Nu transmite neapărat o revoluție. Pentru mine, cred că unul din lucrurile care m-au atras a fost tipul de oameni pe care am întâlnit, tipul de consumatori, ca să spun așa, oameni direcți, oameni nonconformiști, da? Pentru că în vremea aia să ai o pereche de blugi scriși, mâzgăliți, rupți și plete, era nonconformismul anilor imediat de după 90 în România. Probabil și asta m-a fascinat, și anume dinamica relațiilor de acolo. Pentru cei care nu știu, pe vremea comunismului, cine purta plete era luat la ochi de milițian pe stradă și... Nu doar la ochi, uneori chiar și la secție. Da, exact. Da, uneori chiar și la secție. Da, ori după Revoluție, sigur, s-a ajuns la multe excese. Eu m-am limitat pentru că nu prea îmi dădeau voia mea să sar calul prea tare. Și ceea ce astăzi poate părea obișnuit, pe vremea aia era revoluționar, era o formă de a arăta că vrei să fii diferit. Dar în același timp, muzica în sine, pentru orice tânăr, muzica are un impact puternic și atunci am ales muzica respectivă. Probabil unul din motive a fost pentru că nu mă pricep la muzică. Am descoperit ulterior, după ce am început să merg la biserică, încercând să mă integrez în diverse trupe, coruri, grupuri și așa mai departe, să cânt la instrumente, am descoperit că darurile mele muzicale, priceperea mea nativă muzicală este extrem de limitată, putând fi compensată, sigur, prin ceva efort, prin ceva muncă, dar probabil și din cauza asta nu am simțit o atracție către muzica înaltă, muzica clasică, muzica de operă, muzica mai complexă din punct de vedere armonic și melodic. Care au fost ideile care te-au fascinat atunci? În vremea mă fascina... Dincolo de muzică. Dar muzica contribuia la asta. A fost ideea de libertate. Pe mine m-a fascinat ideea de a fi liber, ideea de a nu mi se impune ce să citesc, ce să gândesc, ce să spun... Ideea de a Acum avea... câte un rezumat la școală tot mai trebuia făcut din când în când. Nu, dar mă bucuram și acolo, chiar și acolo mă bucuram să scriu, să inserez așa într-un mod mai evident personal sau mai subtil părerile mele personale cu privire la lucrurile respective. Și cred că unul din lucrurile care m-au fascinat când am intrat în interacțiune cu Biblia prima dată a fost ceea ce spune Mântuitorul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pentru că veneam dintr-o vreme în care oamenii erau foarte controlați, erau foarte limitați în a avea voie să spună ce gândesc. Pentru mine era fascinant și atunci muzica era o expresie a libertății. Spune despre blugii tăi. Oh, multă vreme n-am avut blugi. Deci prima dată când mi-am cumpărat o pereche de blugi, a fost, mi-au cumpărat părinții, evident, a fost exact atunci, în anii ăia, probabil 91-92, și când mama a auzit despre intenția mea de a pune foarfeca pe ei, a fost război mondial la noi acasă, pentru că era o singură pereche și mi-a spus, nu, du-te, lasă să faci așa ceva, îi distrugi, îi strici, bun. Singurul compromis sau compromisul la care am ajuns împreună a fost că mi-a dat voie să scriu cu pixul pe ei, wow, în fonturi din astea așa manuale, să scriu, mi-aduc aminte pe un crac al pantalonului scria Metallica, pe altul scria Scorpions și pe spate, pe pantalon, scria AC și DC și aveam între buzunare un fulger. Mi se pare, da, e ridicol când te gândești astăzi, dar era o formă de a-ți arăta identitate. O formă de ce au zis când te-au văzut cu blugii pictați? Nu au fost surprinși. Eu au fost surprinși, prietenii mei au fost surprinși în ziua în care m-am părut tuns la școală. Aia a fost pentru ei șocul lor, când am început să nu mai vin cu blugii ăia, ci cu o vestă fără mâneci, pe care scria pe spate în germană Iesus kommt bald, adică Iisus vine în curând. Da? Am primit-o de la un german, un neamț pe care l-am întâlnit la biserică și care, când mi-a văzut blugii, zicea, am și o vestă care merge bine cu blugii tăi. Și pe vestă scria Iesus kommt bald. Astea au fost chestiuni care s-au fost șocați când m-au auzit mergând la biserică, la școală. Știau că am început să merg la biserică și ascultând de exemplu Petra, care la vremea respectivă era o formație care aborda un stil creștin, aborda un stil muzical asemănător cu ceea ce consumam noi și a fost cumva, pentru mine a fost perioada mea de tranziție cumva de la muzica pe care o ascultam până atunci la alte muzici. Ce s-a întâmplat? Unde s-a petrecut această tranziție, această schimbare de macaz radicală în viața ta? Oh, cred că dacă ar fi să nu avem timpul necesar, povestea este foarte complexă, așa cum este la fiecare om. Întâi de toate, eu cred că a început cu o lucrare necontrolată de mine, suverana a lui Dumnezeu în inima mea, care mi-a deschis apetitul către lucruri la care doar Hristos și Evanghelia pot răspunde în mod satisfăcător. Și atunci, pe lângă muzică, am practicat lupte greco-romane, sporturi din astea un pic mai dure, tot din dorința de a-mi găsi un loc, o identitate și de a face ceva ce mă făcea să fiu altfel decât majoritatea. Aveai și tu golul acela despre care vorbesc mulți gânditori? Oh, absolut, absolut, absolut. Și l-am conștientizat foarte clar, foarte dureros, foarte puternic, da? Și deși într-o vreme chiar și cu alcoolul am avut o idilă, da, și cu țigările, la fel, niciunul nu n-a livrat ceea ce a promis, și anume împlinire care să dureze. Și atunci pentru mine e clar că a început undeva în inima mea, Dumnezeu a stârnit căutarea asta după ceva mai mult, după ceva care să mă facă să simt că viața are sens, că merită trăită și așa mai departe. Și pe parcurs Dumnezeu a adus în viața mea momente în care m-a mutat pe direcția pe care voia să merg. De exemplu, am întâlnit un domn, lucrurile astea se petrec în București, da? Eu sunt deloc din București, născut, crescut, toată viața mea până acum am petrecut-o în București. Un domn care vindea pe stradă reviste creștine, se numea revista Etos. N-am să uit niciodată, nu știam eu ce înseamnă Etos pe vremea aia, dar mi s-a părut interesant și am cumpărat, prețul era foarte modic, și nu aveai multe reviste atunci și atunci orice revistă părea fascinantă, iar la final era un cupon pentru o Biblie gratis. Și omul a venit și mi-a adus acasă Biblia pe care o promitea prin cuponul respectiv. Și ăla a fost un moment important, deși n-a fost decisiv, a fost prima Biblie pe care am ținut-o în mână, prima mea Biblie, din care, sigur, am citit un pic, nu m-am lămurit eu foarte tare cum e treaba și am pus-o undeva într-un birou. Te-ai încurcat de la început? Ce ai citit? Absolut, de la început am început să citesc Geneza. Și când am ajuns la diferite nume și așa mai departe, cum citești o carte, exact cum ești obișnuit, o ai de la capăt. Ei, și s-a întâmplat lucrul ăsta că o vreme a stat în birou, dar după aceea Dumnezeu a folosit... Înainte de a trece mai departe, pentru telespectatorii care vor să citească Biblia, este important, adică o sugestie importantă este să înceapă cu Evanghelia după Ioan, cu Noul Testament și apoi poți să continue cu Vechiul Testament, cu absolut tot. Dar e o sugestie de a începe cu Evanghelia după Ioan. Absolut, e o sugestie valabilă. E o sugestie valabilă, dar un principiu pe care îl recomand tuturor celor care citesc Biblia este să nu o citească așa cum citești o carte, ci cum citești o bibliotecă, și anume pe cărți. Biblia de fapt înseamnă în esență cărțile, da? E un substantiv plural, deși în limba română forma lui gramaticală sigur că este feminin singular, dar este o colecție de scrieri, da? Și trebuie citită nu neapărat o carte de la un cap la altul, ci pe cărți care sunt. Și sigur, aș recomanda ca nu neapărat obligatoriu să fie Evanghelia după Ioan. Poate fi Marcu. Marcu este o evanghelie succintă, concretă, dinamică, potrivită, aș zice eu, cititorului secolului nostru. Ai continuat cu... Te-am întrerupt în timp ce spuneai despre... O, da. Ai început cu prima mea Biblie. Colegul meu de liceu, da. Dorin. Din școala generală, la liceul unde am mers, am fost însoțit, sigur nu în același an, el cu un an mai mare decât mine, de Dorin. Dorin, un vecin de peste stradă, pe care îl cunoșteam din școală, un tip deșirat, așa la 1,96 m înălțime, pe vremea aia și slăbuț, și cu care mergeam adesea la liceu, cu autobuzul 311. Deci nu a crescut până la 2 metri. N-a vrut probabil să atingă doiul. Și mi-aduc aminte, l-am întrebat, pentru că el urma să fie clasa 12-a, eu a 11-a, ce faci mai departe, unde te duci? Colegii noștri de obicei mergeau majoritatea către departamente tehnice, către politehnică și așa mai departe. Și el mi-a spus, vreau să merg la teologie. Momentul ăla pentru mine a fost un șoc, pentru că nu mi-l imaginam pe băiatul respectiv în sutană și slujind în biserică. Și el mi-a spus, da, stai puțin că eu nu mă fac preot, pentru că eu sunt baptist. Pentru prima dată în viața mea auzeam cuvântul baptist și am fost intrigat de ideea asta și am urmărit apoi în discuțiile pe care le-am purtat cu el tema respectivă. Dar ce vreau să scot în evidență aici este faptul că o discuție într-o stație de autobuz, mergând către liceu, a fost probabil al doilea moment în care Dumnezeu mi-a, independent de cel dinainte cu Biblia, m-a adus pe drumul pe care îl dorea pentru mine, și anume să-mi arate că de fapt împreună cu el sau la el este răspunsul pentru întrebările mele. Cum ai ajuns la această decizie esențială pentru viața ta? Să-L urmezi pe Hristos. În momentul de care vorbesc, eu încă nu știam care este răspunsul lui Dumnezeu, dar aflasem că El îl are. Sau începeam să mă gândesc dacă nu cumva oare la biserică, pentru un tânăr nedus la biserică, așa cum eram eu, era o decizie radicală să te gândești că totuși la biserică ar putea să fie răspunsul pentru problemele tale. Adică vreau să îi încurajez mai ales pe mai tinerii noștri ascultători să ia în considerare ideea asta. Biserica nu este doar un loc unde se fac ritualuri religioase, este un loc unde dacă ești în locul potrivit și ai atitudinea potrivită, Dumnezeu îți va da răspunsul la întrebările tale. Eu eram deja pregătit să primesc răspunsurile, așa cum spuneam, Dumnezeu începuse deja în inima mea o lucrare, eram deja pregătit să le primesc și în momentul în care am ajuns la biserică, pentru mine surprinderea mea față de mine a fost că eram gata să cred, eram gata să primesc, dar aveam nevoie de informație. De aceea, din primul moment pentru mine, predicarea, deși îmi plăcea muzica și deși la început credeam că mă pricep dacă m-a ascultat tata muzică, mă gândeam că mă și pricep la muzică, va fi domeniul meu de implicare în biserică, totuși predicarea din primul moment a fost lucrul care m-a fascinat cel mai tare, explicațiile Bibliei, modul în care oamenii care, trebuie să înțelegeți, era anul 1991, vorbim de luna februarie anului 1991 când am mers pentru prima dată la Biserica Sfânta Treime din București și sursele de informație în general erau puține, iar sursele de informație biblică erau cu atât mai rare și atunci pentru mine orice explicație pe care cineva o dădea unui text biblic nu făcea decât să mă apropie și mai mult, să mă lege și mai mult de Scriptură. Îți amintești o predică, anume ceva ce te-a marcat în mod special? Da, chiar n-am să uit niciodată prima predică pe care am auzit-o. Prima predică pe care am auzit-o a fost despre generalul sirian Naaman. Da, o predică din Vechiul Testament. O predică în care predicatorul spunea despre faptul că omul ăsta era un om care suferea de o boală cumplită de piele, pe care Biblia o numește generic lepră. Nu știm ce afecțiune tegumentară era exact acolo, dar e clar că era o boală care îi punea și confortul, și sănătatea, și viața de familie și poate chiar viața în general în pericol. Omul ăsta vine în Israel și primește propunerea de a fi vindecat. El se aștepta să fie altfel vindecat, și anume să fie vindecat într-un mod care să-l cinstească pe el. Spune, așteptam ca omul lui Dumnezeu să iasă la mine, să pună mâna pe locul rănii. Când el îi spune, du-te, scaltă-te de 7 ori în Iordan și vei fi vindecat. Dar ideea cu care eu sunt important. Da. Ideea cu care am rămas atunci a fost că poți să-ți acoperi lepra cu haine frumoase, da? Cu alte cuvinte, poți să îți acoperi păcatul și răutatea sufletului cu lucruri pe care alții să le vadă, să nu-și dea seama, dar nu poți, de fapt, să te salvezi de la moarte dacă nu intervine Dumnezeu. Foarte bine prezentată această predică, astfel încât ți-a rămas în minte din 1991. Da. Deci primul mesaj pe care l-am auzit și sigur am auzit de atunci și am și ținut o mulțime de mesaje, dar e primul și a rămas pentru că sunt convins că Dumnezeu l-a folosit pentru a marca inima mea în momentul acela cu privire la... Care erau frământările din inima ta? Care erau întrebările cărora le căutai răspuns? Cea mai importantă întrebare în inima mea era pentru ce să-mi trăiesc viața? Care este lucrul pentru care merită să-mi trăiesc viața? Către ce direcție să-mi îndrept eforturile, anii? Mă gândeam, vedeam deja o diversificare din ce în ce mai mare în plan economic, social, în societate și atunci nu mai era așa de simplu ca înainte. Termin liceul, dacă poți mergi la facultate, te faci inginer, medic sau avocat, dacă nu, te duci în fabrică, ai o meserie onorabilă, lucrezi și totul e simplu. Da? Fabrica îți dă o locuință, o plătești pe următorii 30 de ani și aia e viața, te căsătorești și faci copii. Deja apăreau frământări intelectuale, mă gândeam la străinătate, mă gândeam la viitor, mă gândeam la felul în care un tânăr de 16-17 ani gândește, poate simplist, dar în același timp profund și serios cu privire la ce am de gând să fac și ce va trebui să fac cu viața mea. Care a fost momentul când ai ales în mod deliberat să mergi pe calea numită Hristos? N-aș putea să spun că a fost un moment... Sau proces. Nu, n-aș putea să spun că a fost un moment. Eu am descris, tocmai că am descris procesul. Fiecare din noi are o experiență unică. Fiecare din noi în călătoria lui către credință, către Mântuitorul Hristos, are un traseu unic. Unii trec prin închisoare, altul mi-a spus odată, Domnule, zice, eu m-am pocăit pentru că am descoperit cât de multe binecuvântări am, ce fericit sunt și mi s-a făcut frică. În sensul că a realizat că nu merită lucrul respectiv și că e clar că Dumnezeu îl abordează. Le poate lua într-o clipită. Nu-și punea problema că îi le poate lua. Nu, ci pur și simplu spunea, e clar că cineva mi le dă. Nu. Eu am avut un proces în care Dumnezeu, așa cum spuneam, a lucrat în inima mea, am simțit asta, prin diverse evenimente Dumnezeu m-a călăuzit și la un moment dat am ajuns la convingerea, concluzia că Biblia este adevărată. Pentru mine, eu cred că pe mine m-a convertit Biblia, citirea Bibliei. Eu cred că pe mine m-a convins și m-a convertit cu adevărat la Hristos citirea Scripturii. Citeam avid Noul Testament în mod special, la vremea aia după prima dezamăgire, prima deziluzie cu Vechiul Testament, l-am evitat multă vreme, ulterior m-am îndrăgostit iremediabil de profunzimile vechiului legământ, vechiului stabiliment, da? Pe când în vremea aia, la început, Noul Testament m-a fascinat. Mi-aduc aminte, prima dată l-am citit într-o zi, într-o după-amiază. Nu e mare performanță. Noul Testament l-ai citit într-o zi? Da, fără problemă, încercați. Noul Testament se citește într-o după-masă, fără niciun fel de problemă. Trebuie să precizez, fără cartea Apocalipsa. N-am citit Apocalipsa, mi-a luat o vreme până am ajuns să citesc Apocalipsa, cred că mă speria, cred că mă făcea să zic, aia e pentru mai încolo. Deocamdată lucrurile celelalte. Da. Predici Evanghelia de mulți ani. Care este mesajul cărții Apocalipsa? Ce întrebare îmi pui. Așa, într-un minut. Okay. Mesajul cărții Apocalipsa pentru mine este faptul că Dumnezeul nostru, pentru că Apocalipsa înseamnă de fapt revelație, înseamnă descoperire, da? Este faptul că Dumnezeul nostru vrea să ne descopere planul Lui pentru viitorul nostru. Și planul Lui pentru viitorul omului care îl caută și care crede în El este cât se poate de glorios și de frumos. Știu că au fost puși oameni de litere pe vremuri să spună, pe vremea lui Ceaușescu, cum văd ei viitorul. Avea o marotă sistemul comunist cu viitorul luminos, dacă mai țineți minte. Și fiecare trebuia să descrie viitorul în termenii plăcuți regimului, iar poetul Ioan Alexandru a spus viitorul va fi nuntă. Cartea Apocalipsa ne prezintă acea nuntă a mielului care leagă definitiv și irevocabil ființa umană de Creator printr-o nuntă între biserică în calitate de mireasă și Hristos în calitate de mire. Și cred că dincolo de Armagedon, dincolo de plăgi, dincolo de suferința descrisă pe care păcatul o aduce și Dumnezeu nu ne ascunde, mesajul cărții Apocalipsa este că Dumnezeu a pregătit un viitor cât se poate de binecuvântat și de frumos pentru cei care cred în El. Și viitorul acela începe azi. Viitorul începe acum, nu începe după moartea noastră. Viitorul acela și are rădăcinile în experiența noastră cotidiană, actuală. Și din contră, după moartea noastră nu mai putem schimba nimic în privința viitorului nostru veșnic. Ce privește destinația noastră, nu, așa este. Care rămân în urma noastră nu mai pot schimba absolut nimic. Cred că e bine să punctăm aici. Pentru telespectatorii noștri, viitorul începe acum. Dacă alegi să mergi împreună cu Hristos, viitorul tău este pentru veșnicie în rai. Dacă nu, este alegerea ta. Aș vrea să te întreb acum cum s-a schimbat viața ta în umblarea cu Hristos comparativ cu ce a fost înainte. Am să vă dau un exemplu. Unul din lucrurile de care am suferit oarecum așa când am fost conștient a fost de statura mea nu foarte impunătoare. Un bărbat de 1,70 m, 71 înălțime sub medie, așa. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiat de 2 metri, când întrebai de 2 metri, da? Ok? Și cu o fată foarte, foarte frumoasă și foarte inteligentă și cu o soție specială. Dar eram puțin frustrat și atunci întotdeauna am încercat să-mi găsesc mijloacele de a mă impune în relațiile cu cei din jur și unul dintre lucrurile cu care am încercat să mă impun era un limbaj foarte colorat și foarte agresiv și foarte nepotrivit pentru nimeni. Chiar cineva mi-a atras atenția odată pe stradă că totuși e un pic exagerat ca să mă exprim eufemistic felul în care vorbesc. Și am crezut că niciodată n-am să pot să scap de pornirea de a vorbi extrem de urât și extrem de agresiv. Și cu toate astea am descoperit, miraculos, am văzut că nu doar că nu mai era nevoie să îmi reprim pornirile, dar ele nu mai erau. Nu trebuia să le opresc aici, pentru că ele nu mai porneau din adâncul inimii mele. A fost o primă transformare pe care am constatat-o și am celebrat-o cu toată ființa mea, pentru că am realizat că Dumnezeu schimbă mai mult și mai bine decât pot eu. Apoi mi-am schimbat relațiile foarte mult, relațiile mele s-au schimbat progresiv, e adevărat, și asta e o mare încurajare, că relațiile nu se schimbă imediat. Relația cu părinții, biserica m-a ajutat foarte mult în chestiunea asta. De exemplu, când a venit vremea botezului, părinții mei nu erau de acord și eu am spus, și ce dacă, pe mine nu mă interesează dacă voi sunteți sau nu de acord, eu fac asta. Or, frații de la biserică au avut suficientă înțelepciune să-mi spună, dacă părinții te nu sunt de acord, mai amână un pic. Mai este vreme, roagă-te pentru ei și așteaptă să vezi dacă nu cumva Dumnezeu le va schimba inima. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Au acceptat decizia mea. Apoi am început să descoper poate de fapt frumusețea și frumosul din oameni și calitățile lor și părțile lor bune, chipul lui Dumnezeu în oameni. Dincolo de schimonoseala pe care păcatul o aduce în noi, există în noi chipul acela pus de Dumnezeu și asta pentru mine a fost o mare revelație. Am început să merg la biserică foarte mult, încercam să fiu acolo la fiecare întâlnire și ajungeam uneori, de multe ori, cu o oră înainte. Pentru mine era foarte important să fiu acolo primul, cât mai devreme. Am încercat să schimb relația cu școala în bine și am început să predic, să le scriu versete pe tablă, pe tablele tuturor claselor, până când directorul școlii a spus: ne bucură noua ta, nou descoperita ta spiritualitate, dar totuși noi suntem școală, te rugăm să nu mai faci, să nu mai faci lucrurile astea. Mi-am tăiat părul, m-am tuns. De ani de zile predici Evanghelia. La finalul interviului nostru mai avem 3 minute. Aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Cred că sunt printre cei care ne urmăresc acum oameni care au trecut prin aceleași frământări ca și tine și care, la rândul lor, și-ar dori să primească această libertate, această bucurie despre care vorbeai în Domnul Iisus Hristos, această viață nouă. Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc că Tu lucrezi în mod supranatural, că Tu lucrezi dincolo de puterea noastră de a înțelege, de a ști, de a decide noi. Îți mulțumesc că Duhul Tău ne face privilegiul extraordinar de a ne aduce de pe căile noastre către calea Ta. Îți mulțumesc că experiența fiecăruia dintre noi este unică și Te rog, Doamne, pentru aceia care ne ascultă. Te rog pentru cei care în momente grele în viața lor aleg să caute sfat de la Tine. Deschidere, Doamne, inima, deschidere viața, sensibilizează-i cu privire la nevoia pentru Evanghelie. Te rog, lucrează, Doamne, în generația aceasta, generația acestor ani în România. Atât de mulți tineri sunt derutați, sunt prinși într-un materialism care promite mult și oferă atât de puțin. Te rog, Doamne, dă-ne înțelepciune nouă celor mai în vârstă, să fim pentru ei exemple autentice, exemple sincere. Ajută-ne, Doamne, ca credința noastră să se vadă în cele mai simple lucruri din viața noastră, în relațiile noastre, în deciziile noastre, în cuvintele noastre. Ajută-ne, Doamne, să dublăm cu faptele noastre tot ceea ce afirmăm, pentru ca să putem să Te prezentăm într-un mod care îți aduce cinste. Folosește mijloace, Doamne, care azi stau la dispoziția noastră, pentru ca cuvântul Tău să ajungă la cât mai mulți oameni. Îți mulțumesc că ai avut căile Tale și ai căile Tale să lucrezi în fiecare generație. Folosește-Te, Doamne, de crizele noastre din viața noastră, ca să Te apropii de noi și apoi ajută-ne, Doamne, să celebrăm alături de Tine ceea ce Tu faci pentru noi și aici pe pământ, dar mai ales să ne pregătim pentru veșnicie, unde pentru totdeauna vom fi împreună cu Tine. Fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl din ceruri, prin Duhul Sfânt pe care l-ai pus în noi. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Radu Oprea, pastor baptist. A început cu Metallica, cu AC/DC, cu Scorpions și a ajuns să cânte muzica cerului și să predice cuvântul lui Dumnezeu.